Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți frați și surori, întru Hristos, iată-ne în duminica a treia din postul cel mare, socotit a fi duminica de mijloc din cele prime 40 de zile ale postului mare. V-am spus la început că postul este împărțit, dar are 40 de zile introductive, după care urmează săptămâna mare, care este cumva suplimentară, da? Pe lângă cele 40 de zile de post. E bine, astăzi suntem la jumătatea postului. Și când omul este mai obosit, mai neputincios, mai într-o stare în care îi vine să abandoneze lupta, vine biserica și ne pune în față crucea. Și ne zice, dragii mei, dacă Hristos a murit pe cruce pentru noi, și noi se cuvine să avem un pic de luptă duhovnicească, da? Să ne luptăm și noi să ținem post. Să ne luptăm și noi să fim mai cum trebuie, mai buni în fața lui Dumnezeu, mai cu multă rugăciune, mai cu înțelegere, da? Cu cei din casă, cu vecinii, să nu mai vorbim de rău pe alții, să nu mai vorbim ceea ce nu-i place lui Dumnezeu, da? Este o luptă toată această perioadă, cum ar trebui de fapt să fie toată viața de creștin, da? O luptă, nu doar în post, să ne luptăm să fim mai buni și după care să abandonăm această luptă. Am citit mai demult o carte extraordinar de frumoasă. Această carte se numește Pe când eram o operă de artă. Și în această carte prezintă omul de astăzi. Ne este prezentat omul ciuntit de astăzi. Omul desfigurat de astăzi. Și aici vedem povestea unui om sătul de viața banală, pe care o ducea și care acceptă să devină o operă de artă între ghilimele. Și la un moment dat constată că el, fiind o operă de artă, așa, o improvizație, o trece prin multe operații, da? Ajunge să înțeleagă că unei opere de artă îi este interzis să vorbească, să plângă, să gândească, să aibă sentimente și să iubească. Și atunci își dă seama că ceea ce și-a dorit el, de fapt, și-a dorit puțin. El deja era o operă de artă. El, omul de astăzi, nu mai înțelege că Dumnezeu l-a făcut să fie o operă de artă. Și uitați, ce concluzie ni se zice la un moment dat în această carte? E o victimă a vremurilor noastre. Sau mai degrabă, a discursului vremurilor noastre despre ele însele. Ni se spune că aparența este importantă, ni se propune să cumpărăm bunuri și servicii care ne schimbă sau ne îmbunătățesc aparența, haine, regimuri de slăbit, coafuri, accesorii, mașini, produse de înfrumusețare, medicamente, produse pentru menținerea tinereții, călătorii pe litoral, operații estetice. Presupun că Adam, așa îl chema pe el acum, da? După ce o ales să devină o operă de artă, că atâția alții a căzut în această capcană. Trebuie să se fi simțit foarte nefericit. Dacă s-a căutat acolo, dacă s-a căutat acolo unde nu se putea regăsi în aparențe. Deci am început, dragii mei, predica de astăzi cu această imagine a omului care dorește să devină o operă de artă improvizată, când de fapt Dumnezeu l-a lăsat să fie o operă de artă. Pentru că Evanghelia de astăzi ne întreabă pe fiecare, pe mine, pe tine, pe toți oamenii. Vreți să rămâneți mirese ale lui Hristos? Sau vreți să fugiți după mirajul lumii? Pentru că uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu de astăzi. Marcu, capitolul 8, versetele 34 până la 38. Și chemând la sine mulțimea împreună cu ucenicii săi, le-a zis: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde.
Iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce îi folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în neamul acesta desfrânat și păcătos și fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Aici Mântuitorul ne întreabă franc. Vrem să fim operă de artă a lui Dumnezeu? Sau să fim o caricatură creată de lume? Pentru că a fi o operă de artă a lui Dumnezeu înseamnă să înțelegi că tu ești chemat să fii mireasă, să fii soția lui Hristos. Și fără aceasta, lumea noastră se împrăștie, se distruge. Viața noastră nu mai are sens. Uitați-ne în Osea, capitolul 1, versetul 2, ni se zice așa. Începutul cuvântului Domnului către Osea. Și-a grăit Domnul către Osea. Ia-ți de nevastă o femeie desfrânată și să ai copii de desfrânată. Căci iată a desfrânat poporul lui Israel, abătându-se de la Domnul. Ce-a făcut poporul evreu? A ajuns să fie o desfrânată în ochii lui Dumnezeu. Pentru că poporul evreu se îndepărtase de Dumnezeu. Așa și noi, în momentul în care ne îndepărtăm de Dumnezeu, uităm de El, ajungem să nu mai fim soția Lui, să nu mai fim mireasa lui Dumnezeu. Și atunci suntem văzuți ca desfrânați de către Dumnezeu. Haideți să vă spun. Există cel puțin trei motive pentru care oamenii vin la biserică. Ne spune un părinte psiholog, Vasilios Termos. Ar fi așa, un motiv din motive psihologice. Adică oamenii vin la biserică din cauza tristeții, din cauza singurătății. Și ei încearcă să-și umple acest gol sufletesc. Alții vin la biserică din obișnuință, spune acest părinte. Așa sunt obișnuit să vin, nu pot sta acasă. Dar alții vin din dragoste la biserică pentru mirele lor, pentru Iisus Hristos. Uitați ce ne spune Psalmul 62, 1 până la 4. Dumnezeule, Dumnezeul meu, spre tine caut dis de dimineață. Așa gândește un om care vine la biserică din dragoste pentru Hristos. Însetat a sufletul meu de tine. De câte ori a fost trupului meu dor de tine, în pustiu neumblat și fără de apă? Așa m-am arătat eu ție în lăcașul tău cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Căci mila ta e mai bună decât viața. O, ce bine ar fi să venim cu toții la biserică având aceste gânduri. Abia aștept să vin la biserică, să mă întâlnesc cu mirele sufletului meu. Uitați ce le cere Sfântul Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei, creștinilor din Roma care interveniseră pe lângă împăratul Traian ca să-l scape. El mergea la Roma știind că acolo urmează să fie sacrificat, să fie omorât pentru credința în Hristos. Și uitați ce cere acest episcop. Parcă zicem noi, nu știu, îi peste măsurile noastre de imaginație, da? Numai bine să aibă fiarele care sunt pregătite, adică salută fiarele. Înfometate pentru mine. Le leg să mă mănânce imediat. Să nu se întâmple așa cum s-a întâmplat cu alții, când fiarele s-au retras și nici nu i-au atins. Așa deci, dacă fiarele nu vor vrea să mă mănânce, le voi forța eu. Și foc și cruce și fiare și cuțite sau desfărâmarea oaselor și sfâșierea întregului trup și iadul diavolului, toate să vină peste mine, numai să fiu aproape de Hristos. E bine pentru mine să mor pentru Hristos. Lui îi cer, celui care a murit și a înviat pentru mine. Nu mă opriți să ajung la viață. Nu vă împotriviți morții mele, pentru că pentru mine moartea este viața. Fără Hristos,
vă scriu, doresc să mor pentru Hristos. Vedeți câtă dragoste și cât curaj, câtă bărbăție avea omul acesta sfânt. Ei, acolo-i bărbăția, da? Acolo-i omul puternic, care atât de mult îl iubește pe Hristos, încât nu se teme să moară pentru mirele Lui. E bine, dragii mei, în post, ducem cu toții o luptă crâncenă, cu firea noastră înclinată spre a înșela pe mirele nostru. La un moment dat, Esop are o povestioară frumoasă și interesantă, care ne arată pe noi, așa cum suntem noi, în realitate. Zice că Jupiter și cu Venus s-au certat și s-au certat așa la cuțite, dacă se poate ca o creatură de pe pământ să își schimbe firea, felul de a fi. Și uitați ce s-a întâmplat. A făcut Jupiter o pisică, a transformat-o într-o fată și a organizat o nuntă și părea că pisica și-a schimbat firea. S-a uitat cu drag la mire, era părea îndrăgostită de acesta, dar Venus, știți ce a făcut? A făcut și ea să apară dintr-o dată un șoricel. Ghiciți ce s-a întâmplat? Mireasa și-a recăpătat firea de pisică și a început să fugă după șoricel, uitând de mirele ei. Dragii mei, ce facem? Ne părăsim mirele pentru șoricei lumii acesteia, între ghilimele? Alergăm după aparențele strălucitoare ale lumii, după bunuri și servicii? Poporul evreu a fost de multe ori asemănat cu o desfrânată. Cum suntem noi românii ca popor, oare, în fața lui Dumnezeu? Oare nu și noi am uitat pe Dumnezeu? Ne-am îndepărtat de El și credem în tot felul de prostii? Credem mai mult în televizor, în internet, în tehnologie, decât să credem ceea ce ne spune Dumnezeu în cuvântul Lui cel Sfânt? Ne topim oare noi de dor și de drag după mirele nostru, așa cum o făcea David sau Ignatie Teoforul? Sau suntem ca și pisica din poveste? Răspunsul să ne-l dăm fiecare. Amin. Iubiți prieteni, în cazul în care nu ați făcut-o deja, abonați-vă gratuit la canalul de YouTube Calea spre Mântuire și apăsați clopoțelul de notificări pentru a vedea toate noile postări ale canalului, emisiunile în direct și sfintele liturghii transmise live de la cele mai frumoase mănăstiri din România și din Muntele Athos. Până data viitoare, să vă pomenească Bunul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin.